Pentru cei care sunt pentru prima dată aici sau pentru cine nu știe, în general îmi secționez videoclipul mai multe părți, capitole, secțiuni, deci puteți da skip din descrieri, de mai jos, direct la minutul pe care vreți să-l vizionați. Bună, sunt Abi și în acest video o să fac o pâine cu hrișcă. Menționez că trebuie folosită hrișcă verde sau crudă, nu din aia coaptă de culoare maro. Aluatul nu trebuie frământat. Se blenduiesc toate ingredientele și se lasă la crescut în propria tavă. Pentru acest aluat voi folosi 500 de grame de hrișcă, 15 grame drojdie uscată, o linguriță jumătate de sare, o linguriță de zahăr, busuioc, oregano, coriandru și mac, și 4 linguri de ulei de măsline. La sfârșit voi adăuga 600 ml de apă caldă spre fierbinte și voi blendui până se va transforma totul într-o pastă. Consistența ar trebui să fie ca cea din video. Imediat cum termin totul de blenduit, torn compoziția în tava în care voi coace pâinea. Las la crescut o oră și 15 minute sau cel puțin până va crește cu încă puțin peste înălțimea tăvii. Însă asta depinde și de tava pe care o folosiți. Tava mea e de 30 cu 11 cm. Eu voi acoperi tava cu o pătură pentru că își va menține temperatura apei și va crește mai rapid. După o oră de creștere, preîncălzesc cuptorul timp de 15 minute la 230 de grade Celsius sau treapta 5. Eu am vrut să experimentez cu o tavă deasupra pentru mai multă umiditate, dar nu a funcționat la mine pentru că s-o lipit, deci lăsați aluatul descoperit atunci când îl băgați în cuptor. Las pâinea la copt 30 de minute, după care verific să văd cât mai trebuie, după mai las încă 15 minute. Acum depinde și de cuptorul pe care îl aveți. Eu am cuptor pe gaz și cumva totul e dintr-un foc, ca să zic așa. Și asta e tot. E foarte simplu de făcut. Hai să vedem și ce a ieșit. Bună, bine te-am găsit la un nou videoclip de pe canalul meu, de pe YouTube. Azi am făcut pâine cu hrișcă. Am mai făcut de câteva ori pâine cu hrișcă în trecut și m-am îndrăgostit de pâinea cu hrișcă. Habar nu aveam pe timpuri, că se poate face pâine din hrișcă. Dar aparent se poate face din mai multe chestii pâine, nu doar din grâu. Pâinea asta a ieșit extraordinar de pufoasă. Dacă vreți pâine cu o crustă mai crocantă, puteți să lăsați un pic mai mult, că cumva mi se pare că nu se arde și nu se coace la fel de tare cum se coace pâinea din grâu. Și asta pentru că e și un aluat destul de lichid, deci puteți să o lăsați mai mult decât am lăsat-o eu să se facă mai crocantă. Deși mi s-a făcut și mie crocantă, doar că atunci când am scos-o din cuptor, nu am luat pâinea direct din tavă și am lăsat-o acolo și s-a produs umezeala aia de la aburi. Și mie mi s-a muiat direct, adică nu mai este crocantă așa, puțin pe margini.
O să iau cu niște roșii eu, că pâinea de casă cu roșii mi se pare super bună. Ia să vedem. Extraordinar. Când eram mai mică, mă duceam în grădină și îmi luam roșii sau, mă rog, dacă eram la oraș, luam roșii din frigider și îmi făceam un sandwich cu pâini și roșii. Atât. Pâini, roșii și sare. Și mi se părea bunătatea pământului. Adică nu... Și e o chestie destul de banală. E super pufoasă. De data asta mi-a ieșit mai pufoasă ca în celelalte dăți. Cred că asta e mâncarea mea pe seara asta, pentru că nu ai nevoie de mai mult, sincer. E ca o masă. Mi-a ieșit așa forma asta puțin dubioasă, pentru că am lăsat încă o tavă tot de pâine, același tip de tavă, deasupra. Am vrut să fac să aibă mai multă umiditate, dar nu am prezis că o să se lipească aluatul de tavă. Dar nu am prevăzut asta. Nu faceți ca mine. Încă nu sunt expert. De fapt, nu sunt expertă în ceea ce privește pâinea. Prezint și eu aici doar ce experimentez eu și îmi ies, evident, că dacă nu mi-eșau, nu le puneam. Crutoane. O, da. Eu de când am descoperit oregano și busuiocul mai ales și coriandru, le folosesc frecvent și în diverse mâncăruri și în pâini mai ales, pentru că aromatizează pâinea așa de fain și îi dă o aromă așa de Italia, sincer. Nu știu, zici că mănânci pâine făcută de un brutar de undeva prin altă țară. Italia, cred. Ideea e că nu mai place să fac pâine fără, pentru că e prea bună așa. Și n-am gustat de nicăieri cu condimentele astea. Dacă v-a plăcut acest videoclip și în general videoclipurile mele, puteți să-mi dați un subscribe și să apăsați pe clopoțelul de notificare dacă vreți să vedeți de fiecare dată când mai postez câte ceva. Vă mulțumesc că v-ați uitat! Pa!